Chiar dacă operele lui Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu se află în patrimoniul și administrarea primăriei, instituția nu are niciun drept să valorifice obiecte care să le reprezinte. Așa se face că turiștii pleacă din oraș cu mâna goală, fără a avea acces la un simbol brâncușian. Totul se datorează unei poziții luate de stat în anii 90, când averea Brâncuș a fost lăsată pe mâna unui singur moștenitor. La nivel mondial, lucrurile stau la fel, toți banii pentru drepturile de autor fiind redirecționați în posesia moștenitorului din Canada. În acest moment, în univers, nimeni nu mai are voie să mai facă suveniruri cu Brâncuș, cu opera marelui Constantin Brâncuș. Cel care deține drepturile de autor, moștenitorul familiei Dumitrescu și Istrate, domnul Teodor Nicol, cetățean canadian, nu a mai dat voie să se mai reproducă sau să se producă suveniruri cu operele lui Constantin Brâncuș. Nici la Târgu Jiu, nici la Paris, acolo unde avem atelierele Georges Pompidou, nu mai găsim astfel de suveniruri. Mai sunt 8 ani până când interdicția pusă de Teodor Nicol va expira. În tot acest timp, municipiul Târgu Jiu pierde șansa de a le oferi turiștilor o amintire cu Brâncuș. Municipalitatea caută soluții, iar dacă cetățeanul canadian refuză dialogul, se va ajunge în instanță. Viceprimarul Adrian Tudor îi lansează lui Nicol invitația de a veni la Târgu Jiu în octombrie, când ansamblul împlinește 80 de ani de existență. Pentru asta am transmis o invitație la Congresul Brâncuș, Calea Eroilor 80 de ani, domnului Teodor Nicol, să vină să ne cunoaștem, să vadă că suntem oameni serioși, că vrem să colaborăm și vrem să găsim niște soluții împreună. Dacă nu, vom reuși să ajungem la un punct comun, având în vedere că noi suntem proprietari și avem o serie întreagă de cheltuieli cu întreținerea acestor opere, cu paza lor, cu punerea lor în valoare, atunci trebuie să ne gândim la a lua poziție și a găsi altfel de soluții pentru a câștiga de pe urma moștenirii lăsate la Târgu Jiu. Și aici mă gândesc la niște etape. Să încercăm o mediere între primăria Târgu Jiu și moștenitor. Dacă nu se va reuși acest pas printr-o mediere, atunci să, ca proprietari, să cerem sfatul în prima fază unei case de avocatură puternice pentru a reuși să obținem dreptul de a produce suveniruri Brâncuș. Ca și descendenți ai neamului Brâncuș există peste 160 de persoane. Vorbim de rude ale fraților și surorilor marelui sculptor. Sunt însă nepoți și strănepoți care nu au ridicat nicio pretenție în ceea ce privește moștenirea lăsată de Brâncuș. Prin testament, marele sculptor a lăsat întreaga sa muncă celor doi prieteni ai săi, soții Alexandru Istrati și Natalia Dumitrescu. Cea care i-a cedat drepturile lui Teodor Nicol a fost mătușa sa, Natalia Dumitrescu.